La doar câteva zile de la uciderea studentei de la medicină, în vârstă de 21 de ani, ies la iveală noi detalii despre relația fetei cu ucigașul ei. Tânărul care i-a luat viața nu ar fi fost, de fapt, iubitul ei, ci doar un amic. Andreea era prietenă bună cu sora criminalului și așa a ajuns să-l cunoască și pe el, deși foarte apropiată de părinții săi, cărora le povestea tot, aceștia nu îl cunoșteau pe Mirel Dragomir. Apropiații fetei sunt convinși că ucigașul a ucis-o pe Andreea deoarece fata i-ar fi refuzat avansurile, iar acesta făcuse o obsesie pentru ea. Psihologii cred că în spatele imaginii de tânăr credincios și studios se ascunde un individ care făcuse o obsesie pentru fată. O considera un simplu obiect care nu avea voie să-i se opună și a pedepsit-o pentru că voia să-l părăsească. Rănit în orgoliu de refuzul fetei, acesta ar fi ucis-o într-un acces de furie. Studenta ucisă avea o relație foarte apropiată cu părinții săi, dar nici măcar aceștia nu știau de existența unui așa zis iubit. Andreea nu a ascuns niciodată ceva față de ei, le spunea orice avea pe suflet și nici ei nu știau de acest individ că ar fi iubitul ei. Am înțeles că tatăl ei știa că era doar un prieten, atât. Părinții ei nu l-au cunoscut, nu l-au văzut niciodată, a povestit un apropiat al fetei. Andreea locuia la Cămin, în Timișoara, în timp ce criminalul ar fi împărțit același apartament cu sora lui și o altă prietenă de acesteia. Familia Andrei a fost cutremurată de drama care le-a dat viața peste cap pentru totdeauna. Rude, prieteni, dar și o mulțime de studenți, colegi cu Andreea Morega, dar și cu iubitul care i-a devenit călău, s-au adunat luni dimineața la Institutul de Medicină Legală Timișoara, unde părinții au venit să-și ia acasă fiica pentru a o mormânta creștinește. Tinerii au aprins candele și, printre lacrimi, s-au rugat pentru sufletul studentei la medicină care a sfârșit la numai 21 de ani într-un apartament din Timișoara, unde iubitul ei a ucis-o cu 10 de lovituri de cuțit după o criză de gelozie. Colegii celor doi sunt în stare de șoc și nu-i și explica tragedia, cum i s-au putut întuneca mințile lui Mirel Dragomir pe care nu îl credeau în stare de o asemenea faptă. Mirel, student la două facultăți, în vârstă de 23 de ani, i-a șocat pe toți cunoscuții când a recunoscut crima. Prieteni și colegi de la medicină îl descriau ca pe un tânăr religios, îndrăgostit și cinstit, la audieri, polițiștii au înțeles, agresorul era obsedat de studenta la medicină. Îl fascina frumusețea și blândețea fetei, care îi aduseseră Andrei titlul Miss la balul bobonilor din liceu. Tragedia de la Timișoara seamănă izbitor cu atacul sângeros de luna trecută de la drobeta Turnu Severin, când o elevă de 16 ani a fost înjunghiată de un coleg care o iubea în taină. Agresorii sunt în ambele cazuri tineri liniștiți până la momentul agresiunii și foarte preocupați să învețe. În cadrul cercetărilor, el le-a declarat anchetatorilor că avea o relație cu Andreea Morega, tânăra pe care a ucis-o, de 3-4 luni, mai precis din luna decembrie a anului trecut. În ultimul timp, însă, certurile dintre ei erau tot mai frecvente și au culminat cu evenimentul din 22 martie. Vineri, Mirel Dragomir a însoțit-o pe fată de la facultatea de medicină la locuința pe care o închiriase chiar de la mama lui. Aici a început scandalul atunci când Andreea Morega i-a spus că nu mai vrea să continue relația cu el, mai întâi s-au certat, iar situația a devenit din ce în ce mai violentă, ajungându-se la bătaie. După ce fata l-a zgâriat pe față, tânărul a mers în bucătărie, de unde a revenit cu un cuțit, cu care a început să o lovească în mod repetat. După ce a ucis-o cu sânge rece, a întins-o pe pat și a aranjat părul în jurul gâtului. A încuiat ușa de la dormitor, pentru că tânăra împărțea apartamentul cu încă două colege, s-a spălat, s-a schimbat de haine și a plecat. De fapt, chiar cele două colege au fost cele care au făcut macabra descoperire și au alertat autoritățile.